Draft. Salutare, bine ați venit la T-România, eu sunt Alex. Astăzi vom vorbi despre un Night Elf ce a făcut istoria Warcraft mult mai interesantă și aproape toată lumea a auzit despre acest personaj. Astăzi vom vorbi despre Tyrande Whisperwing, așa că relaxați-vă și ascultați povești din Warcraft. Povestea lui Tyrande Whisperwing începe cu mii de ani în urmă. Aceasta a crescut împreună cu cei doi frați gemeni, Malfurion și Illidan Stormreach, în orașul Caldorai, Suramar. Orașul unde s-a născut, cei trei erau de nedespărțit, jucându-se prin pădure, alergând și învățând să vâneze. Tyrande i-a învins în mod constant pe cei doi frați. Dar copilăria idilică a lui Tyrande s-a dovedit a fi un contrast puternic cu tristețea și conflictul pe care le va suporta mai târziu în viața ei. Cu puțin timp înainte de începerea războiilor celor antici, Tyrande l-a întâlnit pe orcul Broxigar și l-a ajutat să scape din captivitate din Suramar și l-a reunit mai târziu cu cei doi care călătorea, Crausus și Ronin. În timpul războiilor celor antici, Tyrande vindeca răniții din Suramar împreună cu celelalte preotese și au transformat templul lui Elune într-un refugiu. Frații Malfurion și Illidan amândoi au văzut-o ca un punct de dragoste pentru ei, dar Tyrande îl va alege pe Malfurion să-i fie iubit. Când rebeliunea elfilor de noapte condusă de Kurtos Ravencrest a ajuns în cele din urmă în Suramar, preotesele lunii și-au îmbrăcat armura și s-au alăturat lor, iar Suramar a fost abandonat. Unul dintre acești civili era un tânăr orfan pe nume Shanderis Feathermoon, o fetiță ce avea să ridice privire spre Tyrande pentru totdeauna, înainte ca marea preoteasă de Jana să moară în mâinile regiunii arzătoare. Ea și-a numit succesorul și a ales-o pe Tyrande, dar Tyrande s-a îndoit de capacitatea ei de a conduce ordinul, totuși, și-a acceptat noul rol de mare preoteasă în cinstea lui Dejana. Toate preotesele au fost de acord cu decizia lui Dejana, deoarece și ele credeau în abilitățile lui Tyrande, fiindcă erau extraordinare și un semn al aprobării lui Elune. Tyrande ulterior a fost răpită de satirul Xavius și închisă în palatul reginei Azera. Acolo o va întâlni pe Tathar Sunstrider, care o va elibera atunci când armatele rebele vor merge în sfârșit la palat. În timp ce simțea energia demonică ce creștea în templul lui Azera, Tyrande știa că trebuia să oprească fluxuri de întăriri demonice. Malfurion a venit cu ideea că trebuie să distrugă fântâna eternității, ce era fără îndoială locația portalului. La început, Cenarius și Alexstrasza erau precauți, știind că fântâna eternității le-a dat puterea. Totuși, Tyrande, deși și ea se bucura de nemurirea și de puterea ei, și-a dat seama că trebuie făcut acest lucru pentru a salva lumea și i-a convins să meargă împreună cu ea. Totuși, Illidan nu a auzit asta și, în ciuda rugămințelor lui Tyrande, și-a abandonat fratele și l-a pus pentru a intra în război cu Azera. Tyrande și Malfurion s-au mișcat repede împotriva lor, dar au ajuns prea târziu. Azera, avertizată de Illidan, era pregătită pentru ei, iar atacul magic pe care l-a declanșat asupra forțelor lor i-a devastat. În timp ce Malfurion se lupta la intrare, Tyrande s-a furișat în palatul lui Azera cu o mică bandă de santinele și a lansat un atac din spate, dar au fost surprinși de gardienii reginei. Tyrande a suferit răni aproape fatale, dar la vederea dragostei sale căzute în luptă, Malfurion s-a înfuriat și a atacat-o pe Azera. Bătălia lor a aruncat haos și sub portalul de sub fântâna eternității s-a prăbușit cu o forță atât de mare încât fântâna a fost distrusă, iar templul s-a scufundat, cuprinse de mările învolburate. Tyrande a reușit să supraviețuiască The Sundering și și-a ajutat oamenii să se întoarcă peste valuri spre țara lui Cenarius, de pe muntele Hyjal. Cenarius și Malfurion au supraviețuit și ei și au făcut drumul spre Hyjal. Spre groaza lor, totuși, un lac de pe muntele Hyjal devenise corupt de energii magice ale fântânii eternității.
pe care ei sperau că le-au făcut să dispară pentru totdeauna. Era Illidan, care luase mai multe flacoane din vechile ape ale fântânii și le turnase în lac, creând din nou o altă fântână a eternității. Malfurion știa de dependența lui Illidan de magie și și-a închis fratele sub cavernele de sub Hyjal. Cu toate acestea, The Sundering era încă proaspăt în mintea lor. Tiranda și elfii de noapte nu au îndrăznit să distrugă noua fântână. 10.000 de ani a trecut de la războiul celor antici și povestea continuă în Warcraft 3. După ce Archimonde a fost readus în această lume de către Lich și de către Arthas, acesta vrea să folosească fântâna de sub copacul eternității și să readucă legiunea arzătoare să consume această lume, mai ales după ce Gromash Hellscream l-a ucis pe demizeul Cenarius. Legiunea nu mai avea niciun motiv să se teamă de ceva. The Legion has returned to consume this world, woman. And this time, your troublesome race will not stop us. Fools! You let her slip away! Find her, damn you! Find her and kill her! The day we have long feared has finally come. The Burning Legion has returned. I must cross the river and warn the rest of my sisters before all is lost. Știe că doar cu ajutorul druizilor poate să țină pieptele Junii și cu ajutorul cornului lui Cenarius, Tiranda îl trezește pe Malfurion și pe ceilalți druizi. Prima dată le-a readus pe druizii Talon, iar după pe Druid of the Claw, ce erau sub catacombele unde se afla și Illidan închis. Tiranda îi spune lui Malfurion că vrea să le libereze pe Illidan, dar Malfurion nu este de acord. Însă Tiranda se va duce singură să îl elibereze pe fratele lui Malfurion. După ce Illidan este eliberat, este căutat de către Arthas și Arthas îi spune de un artefact puternic numit Craniul lui Gul'dan și îl va ajuta să-l învingă pe Tychandras. Iar Illidan îl întreabă de ce l-ar omorâ pe Tychandras și Arthas îi răspunde că ar beneficia maestrului lui dacă legiunea ar cădea. Illidan consumă craniul lui Gul'dan și devine un demon, coarne imense ieșindu-i din cap, iar arii de demon ieșind din spatele lui. Când Malfurion a văzut acest lucru, l-a alungat pe Illidan de pe meleagurile din Ashen Vale. The Dreadlord who commands this undead army is called Tychandrius. He controls a powerful warlock artifact called the Skull of Gul'dan. It is responsible for corrupting these forests. And you wish for me to steal it? Why? Let's just say that I have no love for Tychandrius, and the Lord I serve would benefit from the Legion's downfall. Why should I believe anything you say, little human? My master sees all, Demon Hunter. He knows that you've sought power your whole life. Now it lies within your grasp. Seize it, and your enemies will be undone. The demons will no longer corrupt the forests. But if I destroy the skull and claim its powers as my own, I will become stronger than any of Archimonde's lieutenants. Yes, the power should be mine. Now I am complete. Foul demon! What have you done with my brother? It is I. This is what I've become. No. Illidan, how could you? The leader of the undead has been destroyed, and the forests will heal in time. At the cost of your soul? You are no brother of mine. Be gone from this place, and never set foot in our lands again.
Profetul Mediv se arată în visul lui Malfurion și îi spune să se întâlnească cu Jaina și cu Thrall, iar cei trei se aliază pentru a opri legiunea arzătoare. Mediv le spune că este ultimul gardian din Tirith Fall și că el a adus hoarda cu mulți ani înainte și că a fost ucis pentru a opri legiunea. Iar la muntele Hyjal, Thrall, Jaina, Tyrande și Malfurion trebuie să se unească pentru a-l opri pe puternicul Eredar Archimonde. În timp ce Archimonde se îndrepta spre copacul eternității, Malfurion i-a pregătit o capcană, iar mii de Whispers s-au sacrificat pentru a-l opri pe puternicul Eredar. He will not see the trap that I laid for him until it is too late. Witness the end, you mortals. The final hour has come. Și aici terminăm prima parte din povestea lui Tyrande Whisperwind. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți mai mult content de acest gen, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă contează foarte mult pentru mine acest lucru. Până data viitoare, for the Alliance, for the Horde, for Azeroth, salut!